Beneficiile ceaiului de cimbru pentru sănătate Cimbrul, un condiment tradițional aromat și sănătos, își păstrează proprietățile miraculoase antifungice, antiinflamatorii și stimulante și atunci când este folosit pentru infuzie. Beneficiile ceaiului de cimbru pentru sănătate Cimbrul, popular încă din antichitate, este astăzi disponibil la noi în țară în trei variante cimbrul sălbatic, cimbrișorul și cimbrul de grădină, ultimele două fiind recomandate pentru ceai și condimentarea mâncărurilor. Ceaiul de cimbru are o aromă specifică și destul de puternică, ce acționează ca un excelent stimulant și tonic. Soldații romani făceau baie în ceai de cimbru înainte de lupte, pentru a căpăta forță și energie, iar astăzi îl folosim intens în perioadele de recuperare, pentru a trata stresul cronic și astenia de primăvară. Cum acționează ceaiul de cimbru? Ceaiul de cimbru ne relaxează, facilitează oxigenarea creierului, tratează depresia, anxietatea, insomnia și calmează durerile de cap, diminuând inflamația. Este folosit ca antiinflamator local și în caz de întindere musculare, întorse, luxații sau artroză, prin aplicarea unor comprese cu ceai concentrat călduți pe zonele afectate. Cimbrul are și un puternic efect antifungic, distruge bacteriile și ciupercile dăunătoare din piele, tractul digestiv, rinic și vezica urinară. Curăță și cicatrizează rănile, calmează mâncărimea și eczemele. Este recomandat și pentru gargară, pentru a diminua mirosul neplăcut, a distruge bacteriile și a cicatriza eventualele răni din cavitatea bucală. Dacă nu ai poftă de mâncare pentru că ești stresată sau treci printr-o perioadă de convalescență, ceaiul de cimbru te poate ajuta. În plus, poate calma durerile de stomac, arsurile, indigestia și sindromul de colon iritabil. S-au observat beneficii și pentru crampele menstruale de slabă intensitate și chiar pentru tratarea pe moment a diareei. Ceaiul de cimbru este un bun expectorant, așa că îl poți include și în planul tău de vindecare a răcelii, gripei sau bronșitei. Te va scăpa de tuse, facilitând eliminarea mucozităților prezente în exces în sinusuri și pe căile respiratorii. Unii specialiști recomandă compresele cu ceai de cimbru și în cazurile ușoare de conjunctivită, iritația ale ochilor cauzată de substanțe chimice sau de lentile de contact. Ceaiul calmează inflamația, senzația de usturime și calmează ochii roșii. Restricții și recomandări de administrare femeile însărcinate, pacienții cu boli cronice sau care urmează tratamente cu anumite medicamente trebuie să discute cu medicul înainte de a folosi ceaiul de cimbru. Deși nu are efect adverse grave, în funcție de starea de sănătate a persoanei, poate cauza unele simptome neplăcute. Apreciați conținutul canalului, distribuiți cu prietenii voștri să afle și și abonați-vă pentru a rămâne la curent cu noutățile de pe canal.